din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Adică prin cine? Doar prin Iisus Hristos. Acesta este subiectul pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să îl aducem înaintea noastră. Nu e ca o predică. E mai mult o amintire, o depănare de amintiri despre Domnul Iisus Hristos. Să ne amintim ce a făcut El pentru noi. Să ne amintim cine este El și de ce este El așa de important în viețile noastre. Numai Hristos. Numai Hristos. Ce ne-am fi făcut noi dacă nu era Hristos? Ne-am pus această întrebare vreodată? Dacă nu era Hristos în viețile noastre, ce ne-am fi făcut noi? Unde eram noi acum? Credeți că eram aici, adunați în numele Lui? Nu. Dacă Dumnezeu nu ni s-ar fi descoperit prin Domnul Iisus Hristos, noi nu mai eram aici. Nu știu unde eram. Dar nu eram aici. Dar harul lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu a fost atât de mare încât l-a dat pe singurul Său Fiu. Francezii spun unicul Fiu al lui Dumnezeu. Pentru că nu mai există altul. Este unicul. Unicul în întreg universul, unicul în întreaga lume, unicul în toate. Nu există altul. Dacă ar fi fost altul, cred că Dumnezeu ne-ar fi descoperit. Dar este unicul. Singurul. Și de aceea merită să-i dăm toată atenția, pentru că El a făcut posibil aceste lucruri în viața noastră și de aceea putem spune, slăvit să fie Domnul, amin, slăvit să fie numele Lui. Reforma protestantă este văzută în istorie ca unul dintre cele mai remarcabile evenimente care au marcat Europa într-o perioadă grea. Și prin acel eveniment a marcat întreaga lume. Întreaga lume. Întreaga lume beneficiază de beneficiile acestei reforme. Din punct de vedere spiritual, reforma reprezintă nu doar o schismă, un eveniment care s-a petrecut în sânul bisericii din apus, așa cum ne lasă să înțelegem teologii bisericilor istorice. Este o trezire religioasă cu așa mare amploare încât doar trezirea de la Rusalii a putut să o egaleze. Trezirea aceasta este unică în istoria creștinismului, această mișcare, această reformă, și doar trezirea de la cincizecime, care pot să spun că e mai mare ca ea, a putut să o egaleze. De aceea este unică și a adus un beneficiu pe care noi am vrea să-l înțelegem și să dăm toată atenția, pentru că privește viața noastră de zi cu zi. Viața noastră cu Dumnezeu, înțelegerea noastră despre Dumnezeu, cine este El. Și un alt aspect al acestei reforme este un aspect tehnologic, să zicem așa. Atunci, și s-a vorbit aici, s-a inventat tiparul. Nu tiparul care e la Betleem, un tipar foarte vechi, o tiparniță de aceea prin presare, deci o matriță și toate lucrurile au presate pe matrița aceea, dar era foarte eficient. Și Gutenberg a inventat acest tipar. Și eu cred că acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că prima carte care a fost tipărită pe această tiparniță a fost Sfânta Scriptură, sau porțiuni din ea. Și astfel cuvântul lui Dumnezeu a putut să ajungă în mâinile fiecărui om. Erau 5 sola. În jurul lor se învârt toate tezele acelea. Dacă vă amintiți, a explicat fratele Vasilică,
despre cele 95 de teze pe care acel călugăr, Luther, le-a bătut în cuie pe ușa bisericii din Wittenberg, în Germania. Toate se învârt în jurul acestor 5 sola. Acestea sunt adevărurile de bază ale cuvântului lui Dumnezeu, ale lui Dumnezeu pentru noi. Nu? Și am învățat despre sola Grația, sola Fide, sola Scriptura, soli Deo, Gloria va urma. Fiecare are însemnătatea ei. Dar toate nu au nimic în comun dacă nu este Hristos acolo. Doar datorită lui Hristos. Nu? Pentru că harul prin cine a venit? Prin Domnul Iisus. El a adus harul, nu? Cine este obiectul gloriei? Iisus. Reformatorii spuneau așa: niciun om, indiferent cât de sus a ajuns, indiferent cât de sfânt este pus, în ghilimele, într-o poziție, nu poate să primească glorie, nu poate să primească slavă, pentru că aceasta este lăsată numai pentru Dumnezeu. Numai Dumnezeu trebuie să primească slavă, numai El trebuie să primească cinste și glorie. Aceasta mărturiseau reformatorii. Pe când bisericile istorice ce făceau? Luau un sfânt, îl transformau într-o statuie și, oameni buni, închinați-vă. Și au schimbat slava lui Dumnezeu. Au schimbat ordinea închinării. Doar Dumnezeu este acela care primește gloria. Credința? Credința fără Hristos nu e credință. Pentru că doar credința în jertfa mântuitoare a lui Hristos ne aduce mântuire. Și prin har suntem mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Vedeți? Credința este un dar pe care ne-l dă Dumnezeu. Harul este un dar pe care ne-l dă Dumnezeu, însă și Domnul Iisus este un dar pe care ne-l a dat Dumnezeu și pe care l-am primit în inimile noastre. Și de aceea vorbim despre aceasta. Sola Scriptura, numai Scriptura, cine-am face fără cartea aceasta? Cine-am face fără cartea aceasta? Cum am putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu fără această carte minunată? Aceasta este una din beneficiile reformei. Scriptura în mâinile fiecărui om. Pe limba lui, pe înțelesul lui. Nu merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate acestea? Pentru tot ce a făcut El pentru noi, prin harul Lui? Slăvit să fie Domnul! Numai Hristos! Haideți să privim puțin, să vedem cum este prezentat Hristos în Scripturi. Pentru că despre asta vorbim. Pe El vrem să-L prezentăm. Despre El vrem să vorbim. El să fie centrul vieții noastre în întregime. Și fără El să nu facem nimic. Fără El să nu facem nici cel mai mic pas. Pentru că numai prin El avem biruință deplină, slăvit să fie numele Lui. Uitați un lucru. Biblia nu prezintă lucrurile așa ambigu sau neclar. Atunci când Reforma vorbește despre Hristos și a numit mai târziu acest cuvânt, Solus Christus, numai Hristos. Gândiți-vă la un exemplu. Îngerul, când vine la Maria, îi spune așa: ea va naște un fiu
și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Ați auzit o altă religie, indiferent ce religie în lumea aceasta, care să vorbească despre cineva care a venit să mântuiască lumea de păcate, în afară de Hristos, nu există. Doar Hristos a fost rânduit ca să vină și să ridice păcatul lumii și să mântuiască un popor al Lui. Sau cuvintele lui Iisus însuși: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În Ioan 14:6. Nu există altă cale. Nu există alt adevăr. Nimeni nu poate să vină la Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Acesta este adevărul de bază, care nu poate fi răsturnat. Oricine caută să meargă pe altă cale spre Dumnezeu eșuează, nu ajunge la destinație. Toate drumurile duc la Roma, era o afirmație, pentru că romanii au făcut drumuri bune pe care să se poată circula. Nu erau autostrăzile noastre, bineînțeles, asta cu gropi, dar erau drumuri pavate pe care se putea circula în siguranță. Și a apărut expresia aceasta: toate drumurile duc la Roma, din toate părțile spre Roma, pentru că ea era centrul. Dar mai este o expresie: nu toate drumurile duc la Dumnezeu și la mântuire. Există o singură cale, există un singur drum și acesta este clar Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea. Nu există alta. Nu este una dintre căi. Nu este unul din drumurile care duc la Roma. Este singura cale care duce la Dumnezeu. Și de aceea, atunci când rostim cuvintele acestea, atunci când ne amintim aceste cuvinte din Scriptură, vrem să ne gândim și noi serios. Este Hristos pentru noi singura cale? Este El pentru mine personal singura cale? Am ales bine? Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați cuvintele lui Petru. În Fapte 4:12, Petru spune așa: În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Oamenii vor rosti multe nume. Nume celebre, poate, care au o contribuție în anumite lucruri, în ghilimele, sau stări. Dar Dumnezeu declară: în nimeni nu este mântuire, pentru că nu este sub soare un alt nume dat oamenilor decât Iisus Hristos. Doar Iisus este singurul nume în care oamenii pot să fie mântuiți. Ești tu mântuit prin Domnul Iisus? O întrebare firească, nu? O punem de obicei și la botezuri și în alte evenimente, în evangelizări, dar e o întrebare care trebuie să persiste în mintea noastră în fiecare zi. Sunt eu mântuit doar prin Domnul Iisus Hristos? Pentru că nu este alt nume. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Pavel. Uitați ce spune Pavel în 1 Timotei 2:5. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Deci, afirmați aceasta? Uitați-vă bine la ea. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos.
omul Dumnezeu, Iisus Hristos. Și atunci, cum stăm cu celelalte mijlociri? Ei, tocmai reforma a făcut lucrul acesta. A scos pe oameni din întuneric, din necunoștință, din închinarea idolatră și le-a mutat atenția spre adevărata închinare, spre adevăratul mijlocitor care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nimeni nu poate să mijlocească pentru noi. Nu? Nici Fecioara Maria, nici sfinții care au plecat, nimeni. Doar Iisus Hristos. Pentru că nu există altul. Vedeți? Dumnezeu n-a lăsat altul înlocuitor, o rezervă. Dumnezeu nu are rezerve. Planul lui Dumnezeu este făcut în așa fel încât este neschimbat peste veacuri. Dăinuiește peste veacuri. Rămâne în picioare și se împlinește. Și El a declarat, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este doar Iisus Hristos. La cine apelăm noi atunci când avem probleme? Negreșit, fiecare dintre noi avem nevoie să se mijlocească pentru noi. La cine apelăm? La cine alergăm? Pe cine vom căuta? La cine vom striga? Avem aceste cuvinte minunate astăzi. Aceste cuvinte care ne aduc pace și ne întăresc. Doar Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Lui. Creștinismul primar preda această învățătură că doar Iisus și nimeni altul mântuiește pe cei păcătoși. Martin Luther, marele reformator ridicat de Dumnezeu, a spus că Iisus Hristos este centrul și circumferința Bibliei și al Universului. Imaginați-vă o roată, da? Ce are o roată? Primul lucru esențial la o roată nu este cercul exterior, ci butucul. Dacă nu e butucul, nu se poate ține cercul. Pentru că din butuc pleacă acele spițe care țin și cercul, roata aceea, da? Ați văzut vreo roată care se leagă fără butuc și spițe? La mașini e diferit, n-au spițe, dar tot are un butuc acolo. Dar toate se leagă prin acel butuc. Hristos este centrul și circumferința. Pe El îl găsim în centrul Scripturii și în toată Scriptura. Vreau să reamintesc din nou acel verset care l-am citat mai înainte. Din El, prin El și pentru El sunt câte lucruri? Toate lucrurile. Toate lucrurile. Și nu, evident, dacă sunt toate lucrurile, și noi suntem prin El, nu? Și noi suntem pentru El, nu? Pentru slava Lui. Așa spune Scriptura că noi am fost creați pentru slava Lui Dumnezeu. Și dacă nu arătăm asta prin viața noastră, care este mărturia noastră? Nu? Deci trebuie să arătăm slava Lui Dumnezeu prin mărturia noastră, prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin cuvintele noastre, prin exemplu personal. Iisus în voi, nădejdea slavei. Imaginați-vă o întâmplare care s-a întâmplat după învierea Domnului Iisus pe drumul Emausului. Doi ucenici amărâți, nu, și noi suntem de multe ori amărâți, și mergem pe drum cu capul plecat, amărâți, și ne gândim la ce să, de ce viața asta e așa de grea, de ce lucrurile sunt așa de dificile, de ce nu ies lucrurile cum am vrea noi, și mergem și ne frământăm.
Avem și noi frământările astea ca cei doi pe drumul Emausului. Și apare Iisus lângă ei, dar nu l-au cunoscut. Și a început de la Moise, de la proroci, le-a tâlcuit scripturile ce erau cu privire la el. Vechiul Testament. Le-a dezlușit tainele acestei cărți ale Vechiului Testament cu privire la ce era scris despre el. Și oamenii aceștia mergeau pe drum, ascultau și erau nedumeriți. Ceva li se deschidea mintea și nu înțelegeau ce. Și când Iisus n-a mai fost printre ei, și-au adus aminte. Da, Vechiul Testament vorbește despre Iisus, nu numai Noul Testament. Pentru că noi așa, de multe ori suntem obișnuiți să credem că Noul Testament vorbește cel mai mult despre Iisus. Nu. Biblia, toată Biblia, din Geneze până în Apocalipsă, vorbește despre Iisus. Vorbește despre Iisus, îl prezintă pe Iisus, numai trebuie să-l vedem, trebuie să citim și să-l vedem pe el acolo. Sau gândiți-vă când Domnul Iisus confrunta fariseii, nu? Ce le-a spus? Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Vedeți? Ei erau cercetători a scripturilor. Erau oameni care studiau scripturile. Făceau o plăcere în aceasta, nu știu și motivul, dar făceau o plăcere. Erau în firea lor, cărturarii, farisei. Dar ei nu-L vedeau pe Iisus acolo. Și Domnul Iisus îi mustră și le spune, da, cercetați scripturile, pentru că așa s-o cotiți că în ele aveți viață veșnică și este bine lucrul acesta. Dar uitați-vă bine ce scrie acolo. Tocmai ele vorbesc despre mine. Scripturile n-au alt subiect decât Hristos, mântuirea Lui, viața veșnică, planul Lui Dumnezeu, care se împlinește în fiecare zi, pas cu pas, până când va spune, s-a sfârșit. Și atunci se va sfârși. Dar nu planul lui Dumnezeu, el va continua. Filip, uitați-vă un evanghelist. Uitați, aici este o mărturie a felului în care trebuie să facem evanghelizare, simplă. Uitați-vă, se duce la Natanael și spune așa, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și a stârnit curiozitatea lui Natanael. Cum? Există așa ceva? L-ați găsit voi? Cum? Că l-am căutat și nu l-am găsit. Și s-a dus. Și a văzut și a rămas. Vedeți ce înseamnă să-L apreciezi pe Hristos înaintea oamenilor, să-L descoperi, să-L revelezi pe Hristos înaintea oamenilor și să spunem simplu, noi am găsit pe acela care sunt frământările noastre, problemele noastre, necazurile noastre, nevoile noastre, durerile noastre, toate își găsesc împlinirea în El și noi pe acela L-am găsit. Vino și vezi. Ce simplu. Nu, cea mai simplă metodă de evangelizare e asta. Vino și vezi. Și a venit, a văzut și a rămas. Vezi? Asta o face Dumnezeu atunci când îl prezentăm doar pe El. Doar pe Iisus. Pentru că Domnul Iisus oferea ascultătorilor săi cheia de a înțelege despre ce anume relata Vechiul Testament. Și de asta noi trebuie să citim Scriptura. De asta trebuie să citim Scriptura și nu cred că degeaba Dumnezeu a pus pe inima fratelui Vasilică acest stil de a învăța Scriptura, de a citi Scriptura ordonat.
pe care trebuie să-l folosim pentru binele nostru, pentru înțelegerea noastră. Să învățăm despre el. Pentru că citind, Duhul Sfânt ne luminează și ca să putem să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dacă nu vom citi, nu vom primi așa, să cadă peste noi ceva și am fost iluminat. Nu. Trebuie să citim. Trebuie să citim cu băgare de seamă, e adevărat, cu rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu vom înțelege Scriptura. Dar dacă nu vom citi, nu vom înțelege. Apocalipsa 19:10 este un verset care vorbește despre Ioan când a vrut într-un moment așa de extaz. Cuvintele acelea care le-a adus îngerul erau așa de puternice încât să aruncă cu fața la pământ, să-i se închine. Și îngerul spune, nu, ferește-te să faci una ca asta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu, închină-te. Și acolo este o frază, în paranteză, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Adică orice profeție, orice prorocie, orice cuvânt spus, rostit, îl are pe Iisus în centru. Dacă nu îl are pe Iisus în centru, este anatema. Dacă nu îl are pe Iisus în centru, este anatema. Deci orice lucru rostit trebuie să-l conțină pe Hristos în centru. Și atunci este binecuvântarea. În 1 Corinteni, în capitolul 15, versetul 3, Pavel explică esența Evangheliei. Evanghelia, să zicem, e cartea aceasta, cuvintele cărții acestea, nu cartea în sine, cuvintele ei. Și Evanghelia, uitați cum o explică Pavel, în câteva lucruri, în trei lucruri, în trei cuvinte. V-am învățat, înainte de toate, așa cum am primit și eu, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Adică după cele ce sunt scrise aici. Nimic nu s-a întâmplat decât conform celor scrise aici. Cuvântul lui Dumnezeu. Adică, simplu, Evanghelia îl are în centrul ei doar pe Hristos. Apoi avem cina Domnului. Sărbăm din când în când aici, în fiecare lună, în biserică și ne amintim de evenimentele care s-au petrecut și care vor veni. Pentru că cina Domnului nu este doar un eveniment de trecut, ci și un eveniment de viitor. Pentru că Hristos vine. Noi trebuie să facem lucrul acesta până vine El. Deci noi privim și în viitor la Hristos care vine, care vine să ne ia, care vine să aducă dreptate pentru cei care sunt ai Lui. Sărbători tipice în Vechiul Testament, jertfe, evenimente tipice, personaje tipice, de fapt, întreg Vechiul Testament vorbește despre Hristos și planul Lui de mântuire. Și de aceea este așa de important să dăm atenție fiecărui pasaj pe care îl citim, fiecărui cuvânt care este scris aici în cartea aceasta, trebuie să-i dăm atenția cuvenită și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere ce vrea să spună El prin acest cuvânt, despre cine vorbește acolo în cuvântul acela. Vă amintiți o istorioară când Filip mergea și a ajuns un car, vă amintiți, nu? Un car cu un dregător mare
care citea din cartea profetului Isaia și citea aceleași cuvintele despre Domnul Iisus și nu înțelegea. Și Filip se apropie de car și se urcă în car acolo, îl întreabă dacă înțelege el ce citește și omul acesta spune, da, despre cine se vorbește aici? Și Filip ia scripturile, vorbește cu el și îl prezintă pe Hristos, în care trebuia să creadă ca să fie mântuit. Și omul acela pur și simplu se oprește și zice, ce mă împiedică să fiu botezat? Pentru că a crezut în Hristos. Vedeți? Aceasta înseamnă atunci când prezentăm Evanghelia, când îl prezentăm pe Hristos din Evanghelie. El este singurul care poate să mântuiască. În Efeseni, în capitolul 1, cel puțin de la versetul 3 până la 13, dar versetele continuă până la sfârșitul capitolului, sunt un capitol foarte frumos, ca orice capitol din Biblie, este foarte frumos. E o povestire așa de frumoasă despre planul lui Dumnezeu. Acolo ni se explică așa frumos, cu lux de amănunte chiar, cum Dumnezeu a făcut planul de mântuire în El însuși. Și este foarte interesant să vedem un lucru, că El ne-a ales înainte de a fi lumea întemeiată. Înainte de a porunci soarelui să existe, înainte de a porunci universului să existe, existam noi în planul Lui, eu și tu. Existam deja în planul lui Dumnezeu și nu oriunde, în Hristos. Deci nu e o lucrare care s-a făcut așa în pripă, numai în grabă, ca o urgență, ca o stare de necesitate. Este un plan pus la punct de Dumnezeu înainte de a crea toate lucrurile. Noi toți care suntem aici și nu numai noi, lumea întreagă, oamenii care sunt obiectul dragostei lui Dumnezeu, am fost aleși să fim mântuiți și înfiați prin Iisus Hristos. Și au trecut milenii, nu știu câte mii de ani au trecut. Nu putem ști asta cu exactitate. Dar știm un lucru. Când a venit împlinirea vremii, când Dumnezeu a spus, acum s-a împlinit vremea, a trimis pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, în lume, ca să umple printre noi, să trăiască ca și noi, dar fără păcat. Să moară pentru noi și să împlinească planul lui Dumnezeu, făcut în El însuși, adică noi să fim înfiați prin El. Vedeți? De ce se repetă aici în acest pasaj, prin El, în El, despre El? Ci că ne-a rânduit, versetul 5, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Asta a fost voia lui Dumnezeu. A găsit o plăcere. Dumnezeu a găsit o plăcere ca să ne înfieze pe noi, să ne treacă în familia Lui și să ne înfieze ca o adopție, da, așa, ca să fim parte din familia lui Dumnezeu. Și Ioan spune în întâia sa epistolă, în capitolul 3, acolo, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Pentru că El ne-a înfiat. Avem această calitate de fiu al lui Dumnezeu datorită Lui, prin El. Fără El n-am fi avut-o. Nu e minunat? Doar prin El. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Doar prin El. Fără El nu avem nimic. Noi putem spune, am totul, dar fără El nu avem nimic, doar ne înșelăm. Credem că avem sănătate
și o avem de la noi pentru că ne-am păstrat noi? Nu. O avem datorită Lui. Dacă suntem în viață, nu e pentru că am fost noi mai isteți și am jonglat prin viață și am păcălit, ghilimele, moartea. Nu. Suntem în viață, avem viață datorită Lui. Prin El. Fără El nu avem nimic. Aș vrea să recunoaștem aceasta în fiecare zi. Fără El nu avem nimic. Fără El nu am fi nimic. Doar prin El și prin Harul Lui. Și Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Aș vrea să concluzionăm, te-a căzut așa, concluzia. Cum îl cunoaștem pe Iisus Hristos? Și care este sursa acestei cunoașteri? Haideți să ne gândim bine. Îl cunoaștem cu adevărat pe Domnul Iisus? Și care este sursa prin care noi îl cunoaștem? Este ea cuvântul lui Dumnezeu? Doar cuvântul lui Dumnezeu? Sau sunt și alte surse, în ghilimele? Dacă Hristos este unicul Fiu al lui Dumnezeu, este El unicul Domn și Mântuitor pentru tine și pentru mine? Pentru că vreau să înțelegem clar încă o dată, fără El nu putem face nimic. Fără El nu suntem nimic, doar prin El, prin Iisus Hristos, numai Hristos. Solus Christus. Nu o să învățăm, bineînțeles, cu această reformă, învățătura despre reformă latină, categoric nu vom învăța, dar vom învăța mai mult despre Hristos, despre Dumnezeu, despre credință, despre har, despre gloria lui Dumnezeu. Și lăsăm pe alții să învețe la tine. Este El unicul Domn și Mântuitor pentru tine și pentru mine? Facem din Scriptură, prin studiu personal, sursa sigură de a-L cunoaște pe Hristos și mântuirea care vine prin El? Sau avem și alte surse? Dacă credem că El este Cel ce a spus că este, trăim în așa fel ca să-i placă Lui și să nu-L dezamăgim? Sunt întrebări pe care trebuie să ne le punem. Aici numai două, trei întrebări pe care am vrut să le pun înaintea noastră ca să avem la ce medita. Dar sunt multe alte întrebări pe care trebuie să ne le punem despre viața noastră, despre trăirea noastră, despre multe lucruri care ne caracterizează sau nu ne caracterizează ca un creștin, ca un copil al lui Dumnezeu. Să nu uităm, doar prin Hristos sunt toate lucrurile și noi prin El. Un citat frumos, uitați ce spune. Iisus este singura cale către mântuire, pentru că El este singurul care poate plăti pentru păcatele noastre. Ați găsit vreun alt reformator care a plătit pentru păcatele lumii? Indiferent cât de mare ar fi el în istorie, Confuciu sau Buddha sau nu știu mai cine, a plătit vreunul din aceștia pentru păcatele lumii? Pentru păcatul tău sau al meu? Nu. A lăsat doar un set de reguli și de înțelepciune, poate, și atât. Lasă să rezumă totul. Dar numai El, numai Hristos, este singurul care a plătit pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Și de aceea am vrea să rămânem cu aceste cuvinte. Doar prin El. Doar El. Și afară de El nu este nimic. Afară de Hristos nu este mântuire. Afară de Hristos nu este iertare.
Afară de Hristos nu este viață. Nu este altă cale. Să ne orientăm privirea doar spre El. Citind această carte, meditând la ceea ce Dumnezeu ne descoperă și să nu-L dezamăgim pe Domnul Iisus. El a făcut atâtea pentru noi. Nu? Ne-a iubit așa de mult. Să nu-L dezamăgim. Ci să-I aducem recunoștința noastră prin viața noastră de zi cu zi. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să înțelegem numai Hristos. Amin? Haideți să rostim cu toții. Numai Hristos. Numai Hristos. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să vă dea biruință în toate lucrurile. Amin.